consilierii locali constanțeni au votat un proiect de hotărâre care se referă la noul traseu RATC. Conducerea regiei împreună cu reprezentanții primăriei Constanța au hotărât introducerea unei noi linii de transport în comun, ce va purta denumirea de 5B. Noua linie 5B va intra în funcțiune începând de mâine, potrivit reprezentanților primăriei Constanța. Această linie era necesară întrucât existau constanțeni care mergeau și 1,5 km pe jos până la prima stație. Noul traseu va fi următorul: gară, strada Teodor Burada, bulevardul 1 Mai, șoseaua Mangaliei, strada Hatman Arbore, strada Tractorului, strada Fundumele, strada Mușcatelor, strada Hatman Arbore, șoseaua Mangaliei, Sens Giratoriu Cumpăna, șoseaua Mangaliei, bulevardul 1 Mai, strada Teodor Burada, gară. Deci această stație vine să lege șoseaua Mangaliei de acest țesut destul de dens și care ajungea destul de greu la o stație de mijloc de transport în comun. Este gândit ca un inel funcțional ce vine să lege zona dormitor de celelalte linii de transport în comun. Programul de funcționare a liniei 5B este de la 5 și 15 minute la ora 23 în timpul săptămânii și de la 5 și 45 de minute la 23 sâmbăta și duminica. Frecvența autobuzelor va fi de 10 minute, între orele 7 și 9 și 13 minute în rest.